Bună și bine ai venit la un nou vlog. Astăzi o să fie un vlog foarte diferit de ceea ce v-am obișnuit. Trebuie să tund băieții și am spus ca să vă arăt ceva cum tund eu copiii acasă. Mereu primesc complimente oriunde merg. Că oci, tunsoare frumoasă au copiii tăi, nu știu ce, și când le spun că eu fac acasă, toată lumea se miră. Așa că am să filmez, să vă arăt ceva cum tund eu băieții acasă. Poate vă ajută și pe voi, poate vă dau idei cum să tundeți copiii acasă dacă aveți băieți. La fetițe nu știu, dar băieți. Pentru asta aveți nevoie de o tabletă sau un telefon, ceva care ți-i ține stabil acolo pe scaun să nu se miște peste tot. Eu le dau ceva să uite la aici și stau cum am eu nevoie de ei. O mașină de tuns. Eu am pe asta de la Ohal. E mașină pe baterie, se încarcă. Îmi place că nu trebuie să mă chinui cu cablu după mine, să-l rotesc, nu știu ce. O mașină de tuns, niște de-astea de mărimi, nu știu cum se cheamă românește, dar aici se cheamă guards. Eu am jumate de inch, un inch, un inch jumate, 2 inch, 3 inch, cam astea le folosesc pentru copii. Am mai multe mărimi, merge până la 8, dar pentru copii cam până la maxim 3 merg. Am nevoie de un farfec de-asta ascuțit, un farfec de filat, un piaptăn de asta des, o perie de asta să-i curăț pe gât și n-am adus aici, am uitat o sticlă de apă de a cu fâsfâs ca să pot să le ud părul sus când o să taie cu farfecul, că o să vedeți că pe margine o să-i folosesc astea, dar sus nouă ne place să lăsăm părul mai lung, așa că o să folosesc farfecul. Da, și aveți nevoie, bineînțeles, de un model, așa că Paul o să fie modelul meu astăzi. Și aici am o pelerină de tunsoare și un scaun de ăsta înalt ca să îmi vine mie mai ușor, nu trebuie să mă aplec, pot să stau mai dreaptă, așa nu mă doar nici spatele, îmi vine mai ușor să-l tund. Ok, mă duc să-l aduc pe Paul și trecem la treabă. O să încep, deci pentru cei care nu au folosit niciodată o mașină de asta, aici este o manetă și... deci acum la cea mai mică mărime. Și cu cât muți maneta asta, cu cât mărimea e mai mare, mai mare, mai mare, mai mare. Deci asta o să fac prima oară, o să încep la cea mai mică mărime, o să merg urat împrejur la păr, după aia o să mai ridic puțin, iar fac urat împrejur la păr cam un deget, la fiecare mărime sau chiar mai puțin. În felul ăsta evit să fac linii, nu o să se vadă urât, o să fie totul blânduit și o să arate foarte bine, o să vedeți. Deci, nu o să mă opresc la fiecare mărime, așa că vă spun acum, o să fac cu cea mai scurtă, mut un pic, iar fac până ajung la ultima mărime. Vreau să menționez că nu am studii în domeniu, nu am făcut niciodată cursuri sau nu am lucrat niciodată ca frizer. Am învățat și eu tot aici de pe YouTube. Mi se pare mult mai convenient și mai ușor de făcut, de tuns părul la băieți acasă. În plus că aici ai și scump, 20-25 dolari o tunsoare și nici nu-ți faci cum vrei tu, adică mereu când vineam acasă trebuia să-l mai ajustăm, să-l mai reparăm, așa că am început eu să învăț. Nu mi-a ieșit nici mea din prima, să nu credeți că prima oară când i-am tuns așa mi-a ieșit. Ia practică, ia consistență, dar nu te lăsa, fă astăzi. Când te simți pregătit, mai încerci odată și tot așa, că sunt sigur că toată lumea poate să facă asta dacă ai toate ustensilele care ai nevoie. Deci da, dacă ești o mamă și vrei să tunzi copiii acasă sau un tătic, de ce nu, secretul este să stai consistent și să practici cât mai mult. Am făcut prima linie, Pau, stai cu spate drepturile, așa. Nu e perfectă dreaptă, dar nu e nicio problemă, că să rezolv, am să vă arăt cum arată prima linie. Așa, acum o să merg pe linia asta și tot o să mă ridic în sus cu diferite mărimi. Cam așa, în spate. Sper că acest video să vă ajute, să vă fie de folos și vouă. Eu doar vreau să împărtășesc cu voi cum tund eu copiii acasă. Mereu când merg la parc sau într-un loc nou, toată lumea spune la copii, îi admiră frizura, așa că am zis că dacă tot i-am tuns, deci nu să nu vă arăt și vouă, poate... vă ajut, poate vă dau o idee nouă, poate n-ați încercat niciodată să tundeți părul la copii, dar nici nu vă place să mergeți cu ei la salon, așa că am zis să fac video asta, să vă ajut și pe voi, poate vreți să încercați să tundeți copiii acasă. Am făcut cu ce
cea mai mare mărimi. Am mers un pic o mărime, un pic o mărime, un pic o mărime. Dacă vedeți, totul e smooth, nu are linii, nu arată cum am trecut de la mărime la alta. Acum ce o să fac, o să ridic leverul ăsta așa în sus, adică la cea mai mică mărime din nou, și o să pun ăsta la următoarea mărime, ăsta e 1 inch jumate, scrie 1.5 mm. O să pun ăsta în mașină și o să procedez exact la fel. Prima mărime, a doua mărime, a treia mărime și tot așa până ajung la cea mai mare mărime cu atașamentul ăsta din 1.5 mm. Cel mai funcționabil pentru mine este să trec treptat de la o mărime la alta, nu mă grăbesc, fac cu câte o mărime în tot jurul capului, după aia mai schimb până ajung la sfârșit. Așa evit să creez dungi, să creez linii, iese totul uniform, iese totul neted. Da, dacă cineva care e frizer să uită la mine, nu mă judecați, așa știu eu să fac părul la copii, așa mi ies să-mi ia bine, așa ne place nouă cu mâini, așa că dacă ești frizer, știu că nu am tehnică, nu am nimic, eu doar împărtășesc cum fac eu acasă, nu lucrez la salon sau sunt profesionist sau ceva. Așa că dacă ești frizer, nu mă judeca. Am ajuns cu mărimea asta de 1.5 mm la sfârșit. O scot, dau asta înapoi la cea mai scurt, care e 3 mm. Pun asta și procedez iar la fel. Aici ajustez cum am nevoie. Am făcut cu mărimea 1, adică 3 mm. După cum vedeți, a început deja să prindă contur frumos, adică nu rămâne nimic în urmă. Se vede că am ajuns aici, în punctul ăsta. O să iau următoarea mărime. Stai drept, please. O să iau următoarea mărime și o să continui cam până aici. Și aici o să fac cu farfecul. Da. Eu zic chiar începe să arată bine și să prindă contur. O să iau mărimea 1.5, adică... Stai să vă spun imediat. Paul, vrei să spui și tu ceva? 4.5 mm o să folosesc acum. Trec și la ultima mărime, cred că o să fie pentru asta, după aceea o să folosesc farfecul, ăsta e 6 mm, o să folosesc asta, deja am început să se vadă super bine și după o să trec la partea de sus a părului. Am terminat cu mașina, uitați voi ce bine a ieșit, nu se văd dungi, nu a rămas nimic în urmă. Aș putea să-l lăs așa dacă vreau, dar vreau să îl scurtez un pic sus, că mereu e să ridic aici, mai ales cum doarme, să vă fac așa un... Da. Aici e ok dacă e un pic de dungă, pentru că o să-l mai repar din farfec. Da, arată chiar bine. Paul, nu-i așa? Îți place cum iese? Da? L-am spreiat tot părul cu apă, l-am pieptănat așa în față și acum vreau să-i scurtez puțin bretonul. Nu iau mult din el, că îmi place părul mai lung în față, adică în față, aici, în tap. O să iau cam așa, doar un vârf. Perfect. Prima oară dau mărimea la breton. Și după mărimea asta mă ghidez și fac în tot capul ca să merg așa la împrejur. Cam așa. Acum să vă arăt cum fac eu, că atunci când părul e aranjat, să aibă scări, să nu fie tot părul de o mărime, o să procedez în felul următor. Piaptă-n părul așa și încep să fac câte o cărare. Fac cărarea asta prima. Cam așa arată
și o să vedeți cum se vede diferența între părul ăsta și părul ăsta. O să folosesc farmecul ăsta de filat și o să blenduiesc părul ăsta mai scurt cu părul mai lung, să nu mai fie lungă și să îmbine frumos, să nu rămână așa. Am blenduit părul ăsta mai lung de sus cu părul din părți. Vedeți, nu mai este nicio dungă, nu mai este nimica. Se vede chiar foarte bine. Vreau în prejur. De fapt, până aici, în partea asta, încă nu m-am ocupat de el. Acum o să mai scurtez de aici și cam o să fie gata. Acum o să fac în felul următor. O să încep să iau câte o secțiune de păr. O să fac o căraie aici și o căraie aici, unde deja am făcut. Vedeți așa aici. Acum o să încep să tai partea asta. După ce termin cu partea asta, o las deoparte, fac alte secțiuni aici, alte secțiuni aici și tot așa până ajung în partea asta a părului, a capului. Și am tăiat tot părul în direcția asta. Acum pieptăm tot părul așa și verific să fie la aceeași mărime. Unde văd un fir mai lung sau o secțiune mai lungă, o tai. Ca să, de exemplu, aici e un pic mai lung, fac așa, să fiu sigură că tot părul e la aceeași dimensiune, că asta ajută atunci când au părul într-o parte, că eu așa eu stilez părul într-o parte, să pară cu scări așa frumos să nu fie, o să vedeți. Oricum, verific tot așa părul, din față încep, până în spate, aici e mai lung, powder plictisit. De exemplu, aici este un fir super lung, tai, powder plictisit. Și cam ne apropiem de final, dă un pic capul jos, please. Pieptăm tot părul în partea dreaptă, pentru că de obicei așa îi aranjez părul. Și vedeți cum aici când fac, este un pic de tranziție între asta și asta, e cam o dungă, nu e chiar blenduită foarte bine, așa că o să mă ocup de dunga aia și am terminat. O să folosesc partea cu ăsta de filat, pentru că nu tai drept, îl filează așa în sus. O să vedeți cum fac imediat. Dar să dau la Paul la tabletă, că mai răbdă. Cu părțile și cu partea de sus, i-a rămas aici niște puf, așa că o să folosesc mașina asta înapoi, merg la cea mai mică mărime și o să-i curăț tot puful de aici, nu folosesc lamă, nu folosesc big, nu folosesc nimica, niciodată n-am folosit sau să-i fac forma aici, pentru că deja el e scurt. Numai o să ia tot puful ăsta de aici și gata. Avem aici un băiat frumos, care nu mai are răbdare, dar a ieșit super părul, să vă arăt și vouă așa și pe aia. L-am uscat la păr ca să vă arăt cum arată uscat, dar mă duc să-i fac baie
Și procedez la fel și cu Dominic și chiar și cu Manuel și el vrea să-l tund astăzi. Uitați și frumos a ieșit, cum tranziția de la o mărime la alta, nici nu-ți dai seama unde sunt mărimile. Aici, de obicei, așa poartă părul. La spate, stai drept, please? La spate. Și aici, în partea asta la altă. Da, cam atât. Poți să spui pa, pa? Bye, bye. Say, see you next time. Am filmat aici și câteva cadre cu Dominic mai îndeaproape. M-a ajutat Manuel să filmez mai îndeaproape ca să puteți să vedeți mai în detaliu exact cum procedez. Dacă nu ați înțeles, sper că a fost înțelesul tuturor, dar eu nu mă pricep prea bine la explicat. Dacă nu ați înțeles și vreți să mă întrebați ceva, mă contactați ori în comentarii, ori dacă nu mă găsiți pe Instagram, paula.l.madera. Aveți și în bannerul de pe canalul meu Instagram acolo, dacă nu. Sper că v-a plăcut acest video, că v-a fost de folos și că v-am inspirat, poate v-am dat o idee nouă, poate nu v-ați gândit niciodată să tundiți părul la băieți. Și video ăsta vă ajută să vă inspirați sau să practicați. V-am spus că să nu credeți că mi-a ieșit din prima oară așa părul frumos, mi-a luat și mie practică, poate am tuns de 10-15 ori până mi-a ieșit cum trebuie. Acum am ajuns să tund și pe Manuel, am mai tund și pe alte persoane din familie, așa că sper că vă ajută și că vă este de folos. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat și la acest vlog. Nu uitați să dați un subscribe și fiți pe aproape pentru un nou vlog. Pa, pa!